Condamnare la închisoare cu executare pentru un bărbat de 36 de ani din Grebănu pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Condamnarea cu închisoare este prima de acest fel din țară, asta după ce mai mulți inculpați și-au comis aceeași faptă au fost condamnați, dar pedeapsa le-a fost suspendată. În cazul bărbatului de 36 de ani, sentința este clară, un an de închisoare cu executare și interzicerea unor drepturi. De menționat că bărbatul nu avea antecedente penale. Fapta sa a fost însă considerată una gravă, mai ales că bărbatul nu s-a gândit la semenii pe care i-ar fi putut infecta. Pe 19 aprilie, buzoianul a fost internat cu tuse puternică la spitalul Gârlaj, iar pe 20 a fugit din container și s-a dus direct la gară pentru a se urca în trenul ce urma să îl ducă acasă. Aici a fost găsit de polițiștii de la TF care l-au dus înapoi la spital. Ulterior, rezultatul testului avea să releve că bărbatul nu era infectat cu SARS-CoV-2. Chiar și așa, judecătorii au decis să îl condamne cu executare. Sentința judecătoriei Buzău nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.